Dă-mi asta, că stai decântat. Vorbesc așa? Poți să vorbești. Așa în sus, dar Doamne, sunt eu. Bine ai venit, Dane. Bine că v-am găsit. Din când în când redevenim colegi, ai observat? Dar nu știu ce se întâmplă. Da, gata, să redevenim colegi. Sigur că redevenim colegi, dar eu sunt întotdeauna, cum să spun eu, martorul necuvântător. Când e nevoie, înțelegi, de o mână de ajutor, pac! Vine Dan Bidman. Lați-l pe Dan Bidman. Este the best second option întotdeauna. Serios, asta am fost toată viața întotdeauna. Când aveau nevoie de mine, hop, alo, da. Și pe noi la antenă ne-au luat pentru că era mai ieftin. Dar uite, că... da, uite ce s-a întâmplat. De duminică începe un show nou cu care oamenii poate nu sunt obișnuiți, pentru că e altceva. Da, e puțin diferit de ce au fost ei până acum, cu ce au fost ei până acum obișnuiți. E un fel de late night show, un fel de late night show, însă în care se întâmplă foarte multe lucruri. În ce sens? Sunt o echipă de actori, foarte tineri, foarte talentați, foarte buni, care fac tot felul de sketch-uri. Practic facem bășcălie așa de toate emisiunile, de aproape toate emisiunile. Și de noi, sper că nu. Băi, să știi că e un moment în care cred că apăreți și voi. E adevărat că folosiți momente din diverse emisiuni, în general de la Antena 1. Și nu numai, da, cred că... Din care nu tot timpul ies bine prezentatorii? Prezentatorii ies întotdeauna foarte bine. Sau jurații? Sau jurații. Nu, sunt, într-adevăr, facem puțină bășcălie și de prezentatori și de jurați, dar în limitele bunului simț. Okay. Eu doar prezint acolo, nu sunt eu cel care face, știi, bășcălie. Adică tu ești eu... liantul, cum liantul, se numește? Și avem în fiecare emisiune câte un invitat. O să începem așa în forță cu Andreea Marin, pe care chiar nu am mai văzut-o de foarte multă vreme pe posturile noastre de televiziune. Ce mai face Andreea? Păi, aceeași Andreea Marin este într-o verbă la formidabilă, fel, nu? Arată excepțional, cântă excepțional, se mișcă excepțional. Uite, o să vedeți tot felul de... Da, ai un inel în mână, niște fotografii. Da, i-am dat un inel, să știi. De ce? Și l-a refuzat. Zice că are o relație cu cineva secret. Ceva, nu știu, cred că Donald Trump, nu știu, nu știu. A refuzat inelul de la Dan Bidman? Da, câte femei au puterea asta? Puțin. Una, Andreea Marin. Trebuie menționat că o vedetă, un star, va participa în fiecare duminică la show și, atenție, joacă și în sketch-uri, adică sigur nu doar da. Vine și dă bună sigur ziua. Sigur că da, îl capacităm acolo, îl băgăm în creuzet, cum se spune, și, într-adevăr, joacă. Andreea Marin o să fie și în alt rol, nu numai acela pe care, mă rog, cel care a consacrat-o, o să joace, o să joace teatru, o să fie un fel de mămică a unor tipi dubioși și așa mai departe. Deci, stai puțin, stai, hai să ne oprim puțin. Ce? Nu, sunt bezele. Păi, bezele, te rog. După concurs. Ce concurs? Lasă-mă în pace, dă-mi o bezeacă. Avem un concurs. Nebunez de nervi. Păi, ce ai făcut? Dar țineți vorba, nu e corect, nu e corect, Vlăduț, deci, te rog. Este, tu, cum nu mai umbla în sufletul oamenilor cu atâta zahăr. Ai de capul și de zilele mele. Fii atent, Dane, jucăm pe o felie de bezea. Așa? Dacă... Pierd? Dacă recunoști primul... Așa? Versuri foarte cunoscute. Foarte cunoscute. Și foarte prezente în muzica mondială. Mondială. Deci nu numai de la noi, de aici, din... Te rog să te ridici, te duci lângă Ramona, ți-am păstrat loc. Răzvan ne explică regulile jocului. Acum am văzut. E foarte simplu, domnilor și domnilor, debutează la Neața Provocarea na-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 na. Adică toate piesele pot fi cântate cu na-na-na și Dan știe mai bine decât noi toți. Nu este chiar o înfruntare, este mai mult o relație prietenească, colegială. Iată, fetele noastre, Amalia și Dan, ce mai pot, cum să spun, puncta la acest... La acest concurs, noi suntem cu urechile de tablă, măcar unii recunoaște. Nu prea... Avem 5 piese, ce toate pot fi cântate cu na-na-na. Întâi vedem na-na-naurile și ne dăm seama cam care ar putea fi linia melodică. Avem și variante de răspuns și s-ar putea... De fapt, nu. Sigur, una este corectă. De ne dăm seama, punctăm totul la final. Pregătiți toată lumea? Vreau să fac o precizare. Vreau să fac o precizare, Răzvan. Da. Să știi că nu noi am pus na-na-naurile sau ei-ei-eurile, ci sunt chiar originale din melodie. Deci, melodiile așa sunt ele în original. Cu na-na-na? Hai să vedem care este prima melodie și să dăm cu părerea ce credem că înseamnă. Na na na, deci de 3 ori. Na na na. Na na na. Na na na. Na. Și încă o dată. Nu știu. Ce crezi că e? Na 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 na. Na 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 na. Hai să vedem versiunea. Versiunea, hai să vedem versiunea Gwen Stefani. Ar putea fi Gwen Stefani. Așa.
Asta este If I was, Amalia, o știi pe asta? If I was a rich girl. Sunt prea mulți, bun. Riana, S și M. S-S-S-N. Asta nu știu cum e. Will Smith sau One Direction? Cine știe piața de la One Direction? Eu merg pe One Direction. Asta e One Direction. Cum e? Trebuie să fie de trei ori. Dați-mi înapoi la urile alea. Voi s-ar putea să fie Will Smith. Nu este. Dar nu e în listă. Bun. Cei de acasă și-au dat cu părerea. Hai să vedem fiecare ce a zis. Pe One Direction merge Dan Bigman. Eu zic Gwen Stefani. Eu zic Rihanna. Hai să vedem care era piesa originală chiar cu Na Na Na. Na. Ia. One Direction. One Direction. Bravo, Dan Bigman. Băieți, deci vă mănânc toate bezelele astea. Bun, stop, stop. Un punct Dan Bigman, 0 puncte echipa de la Neața. Mergem mai departe. Avem cu La 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 și repet, sunt chiar versurile originale. Adică nu am pus noi La 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 și o altă melodie. Deci este un La, 2 de La, 2 de La și 7 La. La 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 Smiley, nu? La 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 Smiley, hai să vedem versiunile, ar putea fi Smiley, cale mea, domn Baxter, vă spun în prima, dați bezelele. Ce să mai... Versiunile pentru cei de acasă. Dar de ce l-a spus și pe Horia Brengiu cu la la la? Că el nu are bezele. Are și el cu La La La. La La La. Deci ar putea fi Grasul XXL, Loredana cu Cabron, Smiley cu Alex Velea, zice Dan Bigman, fără să fi văzut versiunile. Fără ca să fi văzut, deci. Și eu zic Loredana cu Cabron. Horia Brenciu cu La La La. Hai să vedem originala. Apa este. La 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 La. Hai, două din două. Lasă-mi bezelele tale! Încă nu! Încă la, nu! La 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 la. Deci lați-o. Avem două puncte, da? Nici nu e corect că e cântăreț omul, dacă era... Trebuia să aducem un profesor de chimie. Bazat pe Amalia Brumărel. Dar nu avea virgulele puse bine. Păi cum? La 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 la. Era un singur la după virgulă. La 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 la. Dar domnul cum a știut? A știut că... Atâta că piesa nu-i din la. Richard Gere în platou la Neața, cum mi-am dat seama? Nu, 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 nu. Părămiță Lambru. Pe alb. A treia melodie este cu O. 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 Deci. O. Stai, Moș Crăciun. Moș Crăciun, da. Sau Nașu. Hai să vedem variantele, poate ne ajută așa, la asta m-ați cam încuiat. Deci putea fi Ed Sheeran, Sing, cine știe piesa? E... Stai că îmi scapă cum e acum melodia. Brumărel, nu te mai băga dacă nu-ți vine. La Single Ladies, știe cineva care sunt ourile? Și formația Albătros s-a mărit armata? Asta e, s-a mărit armata. Și eu aș merge pe s-a mărit armata. Bun, pariul. Hai să ne mai dea o dată, na na na. Da. Ia mai dă. E cu O. Eu merg pe Bad Romance. Oh, bani. Nu, nu e asta. Bun, deci cine merge pe S-a mărit armata? Dan și Ramona. Da, mărit armata. Beyonce, Single Ladies. Eu Bad Romance. Merg eu pe Ed Sheeran, totuși. Hai să vedem care este originala. Single Ladies, bă. Era... Bun. Aoleu, hai că ne-ați dat-o acum în plic. Stop, foarte bine. 2-1, da, până acum. 2-1. Da, Dan are două puncte, un punct cine a adunat? Răzvan. Răzvan a zis Single Ladies. Bravo, mă. Am văzut-o pe aia bătână la Paris, mi-a plăcut, adică mi-a rămas... Vorbește frumos. Pe aia tânără am văzut-o. Vorbește, a bătrână, vorbește frumos, a tânără și grasă. Hai să vedem, următoarea este cu E, E, E. Și avem un E, doi E. E, E, E. Doi E, un E. Și iară un 2 și iară un 1. Dar cum ar suna? Ia, Amalia, cum ar suna? Yeah, 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 ye
George Michael ăsta, sigur. Bun, fetele? Usher, Beatles, fetele? Eu zic pas. Mulțumim, Ramona. Brumărel? S-ar putea să fie Beatles la început. Dar nu iese virgula ultima. Nu iese. Da? Hai mai dați-mi o dată versiune. Toate sunt un refren conținute? Eu aleg atunci Metallica. Metallica. Deci avem Usher, Dan Bittman, Beatles, Răzvan și fetele. Păi cântă-mă Metallica, să vedem dacă ți iese. Dănuțe. Nu putem că sunt la rehab. Hai să auzim originala. Ia. Usher, evident. Nu cred. Oprește. Oprește. Nu-i face bine zahărul. 3 la 1, da? Băi, băi, 3 la 1 și nu mai avem cuselă. Hai să vedem și pe ultima, doar de plăcere, deși Dana a câștigat deja concursul ăsta. De plăcere, baby, baby, oh. Baby, 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 oh. Justin Bieber, ce? Like baby, 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 no. Hai să vedem versiunile. Justin Bieber. Deci avem Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, Vanilla Ice, Ice Ice Baby, Justin Bieber Baby și Ariana Grande. Be My Baby. Justin Bieber. Dan, ce zici? Nu știu, ce, cum cântă Justin Bieber? Ia. Baby, 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 baby. Da, dar nu zice no. Zice like. Așa e toată piesa. Și la bridge tot așa. Baby, 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 oh. Ice, ice, alege ceva, dare. Păi ce să, dacă aleg ca ceilalți, n-am voie, nu? Alege ce vrei. Justin Bieber a zis că aia e? Da. Ar putea fi, aici sunt și eu aproape convins. Și eu, da. Bun, dar să pierd un punct, uite, spun Britney Spears. Britney Spears, baby, one more time. Echipa de la Neața zice Justin Bieber. Hai să vedem, oricum ne-a bătut Dan astăzi de ne-a luat bezelele. Ia să auzim. Justin Bieber. Era Justin Bieber, dar ai zis din prima tu Justin Bieber. Da. Doamnelor, domnilor, mulțumim tare mult de duminică. Vă vedeți cu Dan Bittman. Vă rog să nu vă săturați de el, luați-l ușor. A ruginit, n-a mai fost de mult la televizor. A fost doar rockstar. Acum încă o șansă să ne ia toate fetele și fanele. Nu-i ajungea că era frontman la o trupă de real succes. Aflată la început de drum, holograf. Acum este și prezentator TV din nou.